Foarte interesant dezbaterea de azi dimineața. M-am făcut multe notițe și o să încerc să nu reacționez prea mult la ce am auzit azi dimineața, dar să vorbim un pic despre ce trebuie să facem ca să repornim economia. Despre asta vorbim în panelul de acum. Cred că, dar în primul rând să explic că într-adevăr sunt olandez, sunt bancher, dar astăzi sunt aici în capacitatea mea de președintele de la Concordia. Concordia fiind unul din cele mai importante confederații patronale din România, reprezentăm și, cum ați zis mai devreme, industrie de oil and gas, dar și utilitățile în domeniul energie, dar avem și sectorul hotelier, vă dați seama cum este afectat zilele astea, avem transportatori rutieri, retaileri mari și sectorul de IT și, bineînțeles, sistemul financiar. 300.000 de angajați reprezentăm. Atunci, am vorbit destul de mult zilele astea despre ce să facem, ce nu să facem și cu dintre noi, angajatori, dar și mai puțin, de fapt, cu structurile sindicale și o să vorbesc un pic despre asta. Și atunci întrebarea este ce trebuie să facem să repornim. S-a discutat mai devreme despre câți bani sunt disponibili, ce programe există, granturi, finanțări și foarte bine. Dar despre un lucru nu s-a vorbit. Și asta este că ce ne trebuie dacă vrem ca să relansăm sau să avem o economie performantă, ne trebuie încredere. Și de ce investim așa mult în granturi și în împrumuturi și de toate? Fiindcă încredere nu există. Da? Atunci primul lucru care trebuie să facem este ce putem să facem să creștem încredere în societate, fiindcă cineva care nu are încredere nici nu investește, nici nu consumă și atunci dacă cineva nu consumă, de ce să producă cineva ceva? Și atunci, asta este un lucru foarte important. Mi-a plăcut foarte mult și ce a zis domnul rector mai devreme, lăsați-ne în pace. Și câteodată cred că asta e out și de la membrii noștri și de la antreprenori, lăsați-ne în pace. Sau cum se spune în domeniul medical, first do no harm. Da? Când vorbim despre tot fel de măsuri în care încercăm să ajutăm și să repornim economia. Îmi pare rău, nu putem să dăm o ordine, o comandă, o lege să avem încredere. Dar putem să ne dăm seama ce trebuie să facem ca să stimulăm încredere. Și e destul de scump să dăm tot felul de granturi și credite pentru a stimula pe cineva să investească. Da? Atunci, asta este o temă importantă. Atunci, evident, ce putem să facem? Cred că vorbesc pentru structura patronală. Evident, cel mai important este să avem un dialog real, nu mimat, cu când este vorba despre legislație, orice inițiativă legislativă, să avem un dialog real dintre structurile patronale și structurile sindicale și aici avem mult de îmbunătățit. Când vorbim despre măsuri, care și a fost și anunțată acum recent câteva măsuri despre flexibilizarea muncii, anumite schimbări pentru codul muncii care vor fi pus în dezbatere despre o flexibilitate a muncii, munca cu program redus și astea sunt lucruri binevenite, evident. Dar și tot timpul vorbim despre exemple din alte țări. Germania este menționată cel mai des, dar în Germania a fost un acord comun dintre sindicate și structurile patronale. Atunci avem tot ce ne trebuie din punct de vedere de structuri, de dialog social, dar nu le folosim pentru o dezbatere reală. Și atunci ce se întâmplă? Avem legislație care este neclar sau unde are anumite elemente care nu sunt clarificate. În clipa în care legislația este emis, deja venim cu întrebările, ce se întâmplă, cum trebuie aplicat. Vă dați seama, pentru antreprenori și pentru membrii noștri și firme mari, asta este o problemă, dar problema este și mai mare pentru cei care ar trebui să beneficieze de așa ceva. Atunci, cred că este foarte important
să ne adaptăm la ce se întâmplă în jurul nostru. Asta o să facem față și la criza respectivă. Am mare încredere în România din acest punct de vedere. Dar să nu uităm că în afară de tot felul de măsuri în care încercăm să adresăm problema, avem nevoie și de încredere. Și încredere înseamnă și predictibilitate. Și mai este un lucru de care avem nevoie, a fost și asta menționat azi dimineața, digitalizare. Este imposibil să nu vorbim despre digitalizare acum. Toate firmele au văzut cât de important este în faza asta și fac investiții în continuare. Neapărat ne trebuie asta și în relație cu statul. Dacă vorbim doar despre aspectele legate de contractele de muncă, tot ce ține de activitățile legate de angajați, este ceva care trebuie simplificat și apoi digitalizat. Da? Important este întâi să simplificăm și apoi să digitalizăm, altfel nu prea merge. Da? Atunci cred că asta este o temă importantă care ne va ajuta să facem fața. Atunci, dar pe primul loc, pentru mine, ca structura pentru patronală, să avem un dialog real cu partenerii sociali și să luăm măsuri care sunt cu care sunt de acord toți partenerii sociali.